Ușor, cum credeți voi? Poți să mă așez aici? E muncă grea. Vă duceți în spatele lor și din spatele lor le demachiați. Nu, că am genii. Ba da. Noi nu putem fi de față. Ai genii? În spate ce vezi? Da, cu Bianca. Doamna Andreea! Nu cad! Cum să cadă pe cine păcăliți? Bogdan, cum să te duci? Repede pe aici. Am genii. Hai pe aici și nu vrem să vedem de aproape. Încearcă cumva. Dar foarte mult vreau. Da, scuzumin. Mi-a să pistrui. Dar eu de mult v-am cerut înainte să veniți dumneavoastră. Înainte de camera mea roșie, care m-a făcut să... Și genele jos? Uite, dai aici. Dacă știam că am foarte mult. Nu trebuie două. Doamna Andreea, la noi? Buze. Nu vedem de aici. Și pe buze. Cum nu vedeți? Nu vedem de aici, nu se vede. Dar vrei și tu să o demachezi pe iubita ta? A, mai păcălie, vrei să mă fac? Nu, că mă păcălie. Vreau să fiu lângă iubita. A, ce mai nu, 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 nu. Dacă fac... Nu, 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 face gălăgie. Liniște. Nu așa, mă. Dar Bogdan unde-i? Lăsam să spun la baie. Bun, băieți, ce v-am învățat eu cu genele? Da. Fără geni. Nu cad, nu cad. Nu cad! Bun. Azi mi-o căzut. Dați mai departe. Deci lăsați, lăsați băieții cu minciunica asta. Că nu-i minciunică. O să cadă Maria, dar unde le pui de cale? Trebuie să fac întreținere și de aia. Și acum toate. Nu, 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 trebuie să fie Bogdan. Așa, pun-ți pirochii. Deci, a, Andreea, cad genele de la demachiantul ăsta? Nu, nu mai dar doar să nu, da, așa. Dacă le flocoșești, da, și sus, peste tot, nu? Aule. Da. Peste tot. Deci, în jurul genelor, vă rog. Tutorial. Mă gândeam, oare am mustață? Tutorial, tutorial. Bianca nu are gene. Nu am gene, nu. Deci la Bianca... În jurul genelor. Da, în jurul genelor, cu grijă. Nu le... Stai, 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 să vină și Bogdan. Mai fac, ești și la curentat. Nu, dați-le lor, vă rog frumos. Andreea, ce faci? Dă-le băieților. Ia și să nu, nu, dar nu, că se descurcă singurei. Nu, este treaba lor. Cum să sufăr? Este treaba lor. Emanuel. Hai că eu am mult de lucruri, pot să încep. Hai, George. Ce urât. Vezi că nu doar eu machiază în casă. Nu, da. Păi și atunci. Așa din poziția. Bogdan, de asta folosesc în fiecare sunt. Folosești cât bărba pe bucelară. Vrei că nu, nu, spatele nu încăpim tot aici. Ai acolo bubuța. Cum să nu încap? Mai e mă stagioni. Nu am văzut. Uite-le acolo. Eu măcar sprâncit. Dar serios, pe spatele? Nu. Nu știu. Păi pe spate, că nu se mai vede bine la televizor. De aici. Ia. Lasă-mi un pic, măcar capul mai pe spate. Da, da, începem? Așa. Hai, Gică! Nu știu ce gândesc. Ai ce să faci? Nu știu ce gândesc. Luați-le gletul! De unde? Oh, hai că nu e bun cum se ia. Prin rotație, băieți, prin rotație, prin rotație. Uai, dar nu am pus așa tare. Are pe strui. Ce se ia? Wow. Dau cu altul, stai că facem. Îmi face masaj. Ce greu să... Stai cu fața. Păi pune mai prin rotație. Mai umă. Așa, așa, așa. Nu, nu mă ajută. Eu sunt profesionist, lasă-mă. Nu e chiar așa mișto să faci asta. Și pe buze? Mai, dar să mai schimb schimb. Dar nu poți să le iau așa. Eu fac schimbare. Hai mai încoace dacă mergi. Rotație, băi! Vârte, vârte! Eu nu știu. Ce-a făcut? Dar mai crede. Cine mai așa. Hai scoate. Dă-și mie. A văzut un tutorial pe net. Dar poți să dau drept pe față cu ăsta? Ia, dă-mi un păr, vrei? Dar de ce ai bule? Aici mă dau eu. Cât am pus? E una, așa mă dau. Învârte, băi! Învârte! Stai cu ochi apuzul, s-a plecat. Când mă doar. George, învârte, învârte prin răsucire! Așa. De unde știi? Ușor că mai... Cum să nu știu să demachiez, doamne? Ia-i sprâncenele! Ia-i sprâncenele! Sprâncene, să vezi că am sprâncene. Am spălat, a? Normal că știu. Dar bătei frumuseți. Da, tu știi. Stai așa, stai așa, nu te miști. Îți bag în ochi. Așa, încredere ai. Îți bag în ochi. Vezi, mai multe de astea. Eu mai mult care-ți fac. Că stai așa, nu te mișca. Este prea în față, stai un pic mai așa, uite cum stau fetele. Și eu stați, drept, nu mișcați. Repede, valiniați. Vezi, poți să de ce cum buze? Bianca se duce de la spa. Nu am spus ce ești acolo, da? Ușor. Învârte, bă, învârte, răsucire. Aș mă lasă, mă. Bă, dați-mi apa. Adă o gărată de apă. Te irită. Nu mai am apă. Ce greu, mi se pare o suferință. Mai vreau dischete. Deci asta fac femeile. Asta fac fetele. Unde ați spus noi dischete? Uite-vă la fete. E o suferință pentru voi. Eu înțeleg că sunteți. Eu oricum prefer o fată să fie mai cu apă, să pun, știi? Material, au băgat fetele la machiaj. De ce trebuie să vă machiați dacă sunteți frumoase și așa? Mamă, ți-am dat în păr. Iertă-mă, dar mai ce am lucrare aici, se usucă. Se usucă materialul pe ea. Și sub ochi cum ajung?
lung. Mamă, ce gene, te rog, cum să așa. Apasă așa, așa încolo. Da. Dar nu de față. Eu sunt multe așa. A de așa. Mai am? Eu mă văd alb. Dar n-am stat prea tare. Bă, mă, cât am luat! Bă, vezi că e o tehnică! Ia uite, fată! Fii atent, fii atent aici cum iau, uite, uite. Deci fac așa o dată. Au, nu, nu! Au, ți-am luat. Mai încerc. Mai încerc, mai încerc. Au, frate, la lăsa ia fața cu tot. Vrea să ia fața. Zici că e vii de la spa. Gata, și la Bogdan. E lăsat clipiciu pe ochi. Ia și-a pe gât. Că e natural. Oameni, dar sunteți toate cu fund de tem. Nu mai are la ochi aici pe... Cum e natural? E greu. Așa a lăsut-o mama aici. Gata, Bianca. Ce-i mers? Stai, stai, stai. Acum trebuie să-ți iau sus. Stai că n-am terminat. Stai, stai, așteaptă puțin. Dă-mă alea, mă. Acolo nu e așa. Acum la cum e? La sol rău. Ce greu e. Îmi dați niște ea. Larisa! Acum au ochii. Ai machiajul, păr, păr. Uite-te la oglindă să vezi că ești ok. Nu te lua după. Eu nu sunt mai de machiat, așa. Mi-a vrut să lase puțin. Mamă, genele, mi-e frică de ele. Doamne, ferește. Gata, gata, gata. Du-te înapoi pe canapea, te rog. Stai, stai, stai. Hai, Emanuel. E de greu. Hai, Emanuel, că zici că ai două viteze. Trageți și voi covorul, vă rog. Băi, nu sărută, nu sărută, las-o. N-a păsat așa tare cum intră. Covorul, fetelor. Cum mai ai? Stai să dăm o finalizare, o ceva aici. O finalizare? Stai așa, stai așa, stai așa. De final. Dar pe frunte ai făcut ceva? Vai, și pe gât, și pe... Păi îți dai seama că peste tot am. Da. Pe ureche am, cred că. Capul meu. Și pe frunte. Ține așa capul. Așa nu le mai recunoști. Ce faci, Bogdan? Nu le mai recunoști. Dar Emanuel parcă îi pune gene pe Andrei. Trebuie să pună gene? Îl las. Asta e, cine aici? Când vine să ador. Hai că gata, am terminat, am terminat, am terminat, am terminat. Oricum am avut lucrarea grea, da. Material mult s-a băgat. Nu știu cine a lucrat înainte. Nu, gata. Gata. Dar era stâng puțin peretele. Eu tu ești Bianca? De la Casa Iubirii? Nu pot să cred. O dată, doar o dată. Am diferența mare. Maria, ia. A, ești! Wow, se pare! Deci ceva cu Maria la casă, un kilogram. Da. Ah, ok. Tu ești Maria de la casă. Acum mai bine eu sunt. Aia e, trebuia să ne vedeți și mai. Dar Lari, te știu după voce. Nu e Dori. După voce o recunosc, Larisa. Dori, Lori. Dă să vă văd. Dar Bianca, mai e în casă. Ce faci? Mai e în casă, băi. Cum fiște parfetele? Foarte frumoase. Frumoase. Asta e, voi aveți la care să vă machiază. Bianca, ce? Pe Instagram și am văzut că are poze în care nu e machiată. Dar ce frumoase, Andreea, așa. Și fără machiaj. Gata. Are fi strâi. Frumoase și fără stazic. Hai, dați o notă pentru fetele nemachiate. Mai bine decât cu machiaj. Ia să te văd, Bianca. Să știți că machiajul nu se simt trăsăturile, doar accentuează trăsăturile. Doamna, Andreea, zici că au alte fete. Mai mișto suntem așa. Dar ce e, vrei, Radu? Așa rău suntem. Sunt foarte frumoase fetelor, 10. A fost greu? Nu, doamna Andreea. A fost o lucrare cu la Bianca. A fost ciudat. Bianca, tu ești? Să fim plătiți. Tu ești? Poziția incomodă. Tu tot cu genul. Nu. Ce ai zis, Adrian? Bună, Sorin! Ești mai copiluță, mai drăguță. Ce ai râs, Sorin? Cum? De Radu! Ce a zis? El e așa de mirat de fete. Da, băi, da, asta e. Greu? Nu, nu. Eu mai fac o dată, dacă... Grea lucrare. O și machiez. Vreți să le și machiați? Nu! Da, da, da! Da, da! Mai încălcați regulament, mai vreți să încălcați regulamentul? Da, vrem să le machiem, da. Da! Da, vă rog, mâine le machiem. Nu, nu, îi machiem noi pe ei, dacă e. Gală! Nu, gala. Gata, suntem cu minți, gata. Sigur? Da. Bine, să nu vă mai văd pe trepte. Da, mulțumim, băieți, la revedere. Unde era eu? Cum să mă poate ne... Popul. Gata, gata cu glumele, haideți înapoi acasă. Nu. E cam așa. Ce pai, nu poți. Mulțumesc de demachiare. Am făcut sun. Pa, pa. Pa, pa. Ceau. Manuel. Ceau, ragazzi. Larisa, vină înapoi aici. Și mai trebuie să demachiem în seara asta. Direct la somn ne ducem. Direct la somn, da. Mamă, dar nu-n cap. Avem vreți să mare. Vă și macheze, de ce nu vreți? Nu, doamna Andreea. Lăsați, lăsați, ajunge. O să-mi sprâncenii negri vechi. Așa. Nu? Păi, da. Ce-ați făcut? Păi? Nu! Ce-au făcut Sorin? Măi, oricum trebuie să ne se vadă fața naturală, oricum. Vedeți că se dă mare zoom pe voi. Mamă, da. Eu cred că cea mai diferită este Bianca, Bianca se pare. E diferită, Bianca e diferită, da. E mai copil așa.
Dar e frumoasă. Deci stă bine, frumoasă, are trăsături faine. Dar doamna Andreea, când au venit fetele astea noi? Ce anume? Când au venit fetele astea noi? Maria, să știi că ești frumoasă la varieră, pe toate alea te trântești aceea lângă. Sunt foarte frumoase, machiajul doar subliniază trăsăturile. Așa este, da. Emanuel. Da. Ți se pare schimbat, Andreea? Nu, nu prea. Și mie mi se pare că arată, din punctul meu de vedere, și mai bine așa. Că are, cum se zice? Pistrui. Pistrui. Are pistrui și îmi plac, ador chestia asta. Foarte fain. Ionuț? Nu, mi se pare frumos. Chiar arată-n ok. Chiar arată-n frumos. Pistrui. Adică se văd, ies în evidență pistrui, fără machiaj. Pistrui? Vorbeam de Larisa. A, de Larisa? Am zis că... Am zis că... Am știut! Am știut! E Larisa, mi se pare oricum că se machiază puțin cam mult. Mi-ar plăcea să fie puțin mai slab cu machiaj.